Salutare tuturor, eu sunt Daniel, iar astăzi avem un videoclip nou cu un nou stil de pescuit pe canal și anume pescuitul la spinning. Da, ați înțeles foarte bine. Vreau să conclud acest an cu o partidă de pescuit la spinning. Este prima dată când pescuiesc la spinning. Îmi amintesc când am pescuit, o singură dată am mai pescuit și acum 3 ani, dacă nu greșesc. Deci nu să fiu foarte bun la spinning. Sper să prind ceva, chiar dacă nu fac foarte mari speranțe. Ca primul lucru vreau să urez la mulți ani și un an nou mai bun și cu capturi foarte mari și multe. Și haide să mergem la pescuit. Dar înainte aș vrea să precizez că o mică parte dintre abonați, dintre cei care se uită la videoclipurile mele sunt abonați. Uitați, o să apară acum graficul. Da, haideți să dăm drumul. Montura este simplă. Folosesc o strună, nu știu dacă se vede. Hai, focalizează-te. Da, așa. Folosesc o strună de 30 de centimetri din titaniu. Acum de asta am avut și da, folosesc un textil de 0,25, dacă mi-amintesc bine. Da, folosesc ca lansetă, am o lansetă de calitate, deci am o lansetă așa mai de începător. Acum mi-am luat-o special pentru videoclip. Nu mai știu cum se numește, dar dacă găsesc, o să vă las linkul în descriere despre această lansetă. Despre această mulinetă o am de vreo 2 ani, 3. Și la fel și aceasta, dacă o găsesc, o să vă las linkul în descriere. În cazul că nu o găsesc, uitați aici, are niște chestii. Vedeți? Da? Deci nu este mare mulinetă. Iar acum haide să trecem la pescuit. De-abia aștept să încerc acest stil de pescuit. Haide să dăm drum. Aceasta este cutia cu momel, să zicem așa. Bineînțeles că nu putea să lipsească o muscă artificială făcută de mine. Imposibil să nu existe. O să dăm și cu aceasta. Sau, nu știu, o să mă rețin. Cred că voi pune acest canibal. Nu, stai, acesta. Știu așa cât de cât despre chestii de momeli, am mai citit despre ele. Un canibal, dacă nu greșesc. Așa, o imitație de biban cu un plumb de 3 grame, mi se pare. Iar acum haide să îi dăm drum. Să vedem cum lansez. Ok. Primul lanseu. Să vedem cum îl dau. Opa. Mamă, dar ce ciudat se simt. Am agățat, cred. Ce tare. Primul lanseu, prima agățătură. Ai tu
Băi, nu știu dacă o să mă credeți, dar am avut aici un atac în față. E fix aici. Și se vede și acolo, dacă se vede. De acolo un fum. A plecat o mârliță, cred. A atacat altfel. Deci n-a fost la fel ca la, ca la fly. Vedem acum. Sper să prind. Chiar dacă nu prind, nu contează. Important este că m-am distrat. Da, era o mârliță. Doamne, ce tare. Sper că s-a văzut în filmare. Hai mă, întoarce-te. Stau așa să lansez cât de cât la muscauz, la spinning. Tocmai a sărit ceva aici mare, aici în față. Cred că se și vede așa un pic. Cred că se vede un picuț. O să încercăm. Dau aici, cam aproape am dat. Am luat, băi! Nu, am scăpat. Mamă, ce-mi bate inima. Doamne. Nu știu, nu prea mi se părea sincer să fiu. Am făcut ghiozdanul imediat. Ia să vedem aici. Habar n-am. Chiar nu știu ce să pun. Știu... Mă tot trage să pun o muscă. Deci mă tot trage să pun o muscă. Și mă tot trage să pun muscă, nu știu ce să zic. Da, o să încerc să mă țin. Să pun o rotativă. Ia, o rotativă. Chiar habar n-am. Să pun de asta. Nu am pescuit niciodată l-am pescuit la rotativ. Asta la lingurița. Ce tare. 11 grame are. Cam mică. Bă, eu zic să încerc. Adică de ce nu? Nu știu dacă este cea mai deșteaptă chestie, dar o să încerc la broască. Merită să încerc, cine știe. Am dat un sfert de oră cu broasca, fără niciun atac. Nici nu mă miră, că totuși iarna la broască nu cred că e cea mai bună combinație. Să dăm asta, cam mare. Asta chiar, hai să încerc un chatterbait. Așa, uite. Am acest chatterbait. Îmi place foarte mult. Deci are un plumb cap de pește. Da, e foarte frumos. Uitați lama. Jos are alb, sus are un alb așa picturat cu negru. Pictat cu negru. Aceste, cred că asta este ca să-i pui o gumă în spate, după cum arată, cred că bagi o gumă în spate ca să aibă și coadă. Ce? Habar n-am. La început, hai să dăm așa și după aia, și după dăm cu gumă, să vedem dacă merge așa mai întâi.
bag culoarea asta. Voi ce ziceți? Eu zic să... Păi să încercăm. Totuși am zis că voi încerca toate momelile. Aș fi pasă să încerc, de ce nu? Că bine, mai am de... M-am încercat spinnerbait-ul și cam atâta. Și de-astea, dar nu știu ce să zic cu astea. O să încerc și cu de-astea, de ce nu? Așa, hai să vedem. Băieți! Deci tocmai mă pregăteam să plec. Am băgat telefonul, am strâns tot. Și la penultimul lanseu, uitați ce mi-a venit. Mi-a venit o ștucă. Până la mala am adus-o și nu știu ce am făcut. Am luat-o de spate. Am luat-o de spate și s-a zbătut și mi-a alunecat din mână. Ce rumpare că... Nu trebuia. Ghinion ăsta, ghinion, frate. Și mușcături aici, uitați ce tăietură. Da. Împărtați ceva? Da, uite și aici. Și aici. Da. Of. Ah. Păcat. Nu. Mă, este bine că... Că astăzi am avut activitate și am avut, adică problema este că nu știu cum să le înțep. Eu pe total sunt fericit, am avut rateuri, atacuri, multe și da, ce să mai, am avut și câteva atacuri off-camera, când aveam camera oprită. Și da. Măi băieți, închidem sfârșitul de an cu un pescuit la spinning. Mie mi-a plăcut, a fost foarte frumos, m-am distrat. Din păcate n-am adus nimic cert la mal, decât o ștucă care mi-a alunecat fix când la sfârșitul partidei. În rest, a fost o partidă frumoasă de sfârșit de an. Vă urez nou mai bun, fericit și bineînțeles cu capturi uriașe. Și da, ce să mai. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Am încercat să dau tot ce pot. Aș apreciat foarte mult dacă v-ați abonat la canal și ca să fac un continuu mai bun și bineînțeles să cresc acest canal de YouTube, ca să devină cât mai mare și ce să mai. Ne vedem la următorul episod. Până atunci, Daniel vă salută. Pa, pa!